După ce s-au lămurit ce are măgarul întotdeauna și ce au în comun șosetele și mănușile, dar și dacă pantofii au mereu și returi, tălpi sau tocuri, profesorii care se visează directori de școală au trecut la următoarele probe din concurs. Este vorba despre un interviu și analiza CV-ului în fața comisiei. Rezultatele vor fi afișate de mâine într-o lună. Programați pe zile și pe ore, timp de o lună de acum înainte, profesorii s-au prezentat la examen un pic timorați, având în vedere experiența pe care au avut-o la proba scrisă. Atunci, două dintre întrebări, cea cu măgarul și cea cu pantofii, au stârnit mare vâlvă în spațiul public. Enunțurile exacte au fost următoarele. 1. Măgarul întotdeauna are A. grajd, B. potcoave, C. harnașament, D. copite, E. coamă. Și 2. Pantofii întotdeauna au A. piele, B. șireturi, C. tălpi, D. rezemătoare de picior, E. tocuri. Mi s-a părut și mie ciudat, dar ce să facem acum? Ce-ați răspuns? Ce are măgarul în permanență? Până la urmă, copitele, cred că. Prima dată am pus întrebări, am trecut mai departe. Zic, mă, o fi ceva capcan, o fi... Deci, până la urmă, ce are măgarul? Noi mergem pe copite, că... Evident, ce poate să aibă? Coama o putem tunde, nu? Copit. Acum nu știu cât a fost de corect. Eu am luat un punctaj foarte, foarte mare. Întrebările au fost ușoare, să spunem, pentru cei care au învățat. Nu au fost pe subiect. Mai mare a fost stresul cu învățatul. S-a dat o bibliografie care nu s-a atins în mare măsură. Cred că și nepregătit mă puteam trece peste limita celor 35 de puncte. Este primul concurs pentru primele două funcții de conducere dintr-o școală care se organizează după anul 2008 încoace. Au fost scoase la concurs puțin peste 9.000 de posturi de director și director adjunct. Proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct a fost promovată de 83,7% dintre candidați. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în județele Cluj, Sălaj și Covasna, iar cele mai proaste rezultate s-au înregistrat în județele Vrancea, Ilfov și Alba. Profesor de sport cu o vechime de 26 de ani, Gabriel vrea să treacă de la catedră în biroul de director. Eu cred că a venit timpul să las puțin performanța și să trec la, din experiența pe care am acumulat-o, să trec la birou. Actualul director m-a încurajat pentru că dânsul nu mai candidează, iese la pensie. Susținerea interviului și analiza CV-ului sunt probe care se vor desfășura până pe 17 noiembrie. Comisia îi punctează pe candidați după o anumită grilă. Studiile pe care le au, dacă au doctorat, programul de dezvoltare instituțională, e foarte simplu. Considerați oportun acest concurs, acest interviu, cu toate probele lui? Nu. Nu cred că era oportun, dar dacă așa s-a hotărât. Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 18 noiembrie. Noii directori vor intra în pâine la începutul anului viitor. În școlile în care niciun candidat nu s-a prezentat la concurs, directorii vor fi numiți prin vot de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ.